Reamintiți că a venit Mircea Lucescu, cel mai în etate, ca să nu zic bătrân, antrenor din istorie în momentul de... A intrat în istorie. De ce te ferești de cuvântul bătrân? Să n-a, în etate am zis, n-a. E același cuvânt. Bun, cel mai bătrân, 79 de ani, nu, cel mai bătrân, nu mai există alt antrenor mai bătrân în activitate. Dom'le, bătrânețea acum este după 100 de ani. Ai văzut ce au zis japonezii? Acum, până într-o 100 de ani, da, poți să și procreezi. Sunt medicamente, sunt astea care te țin... Dar pe zona asta ce bine informat ești. Ești cam... Că citesc zilnic, că japonezii, că... Bă, că le știi pe toate! Le știu pe toate, fratele meu. Fii atât aici. Japonezii acum, ieri citeam. Ce au zis? Au zis că ce? Asta, pentru ei nu mai este o problemă, vârsta de peste 100 de ani. De peste 100 de ani, fii atât aici. Și eu spun la fel. Medicamentația acum este... extraordinară. Și așa că oamenii trăiesc mult. Mircea Lucescu, fii atent aici. Pe Mircea Lucescu l-au ciuntit federalii. Adică l-au ciuntit? În decursul vieții. Fii atent aici. Și acum i-a tras-o cu Hagi. Nu se face asta. Adică, fără să știe, nimeni faci chestia cu Hagi. Nu dai publicității și dai astea. Nu-l chem mâna a doua pe Lucescu. Nu-l chem mâna a doua pe Lucescu. Lucescu, ca valoare de antrenor, are performanțe mai mari decât Hagi. Mult mai mari, nu că mai mari. N-a fost fotbalist de talia lui... Nu, noi vorbim de antrenor acum. Noi vorbim de antrenori. În momentul când îl pui pe locul 2 pe calapod, ei se așteptau să refuze și Mircea Lucescu. Cu toate că Mircea Lucescu, cât e de titrat, cât este de... Mircea Lucescu e un tip tare, să știi. Nu, de aici nu-ți dau dreptate cu Lucescu, că vreau să așteptau să refuz. Bine, lasă-mă să spun acum. Și el a făcut o mică greșeală. Am făcut totul, eu îți dai, am făcut totul ca să nu ajung la echipa națională. Alaltele da, a spus. Da, n-ai voie să spui asta, a? Nu, ai voie să spui, dar ești extraordinar. Că în momentul când ai un succes la echipa națională, nu acum în asta națiunilor, în... Da, la preliminarii mondiale. Că asta, dacă nu te califici... Dacă nu te califici cu Cipru, cu... nu știu ce, cu Luxemburg și cu nu știu cine, ești râsul Europei. Dacă... Chiar dacă te cheamă Lucescu? Da, cum? Dacă nu te califici acum, dacă nu treci de astea... E râsul planetei, e? E râsul planetei, băi, acum, atunci, numai pe Malta... Păi nu-l iertăm că e Lucescu, că-l cheamă... Hai, domnule, vezi, nu-l iartă nimeni, mă. Mă, Lucescu este, la această oră, are cartea de visă cea mai tare dintre toți antrenorii din România. Are performanțe, că numai după asta te ții. Dacă n-ai performanțe în decursul anilor, mă, nu te bagă, te uită lumea. Înțelegi? Lucescu, aoleo, să dau dintr-un antrenor, l-am auzit că vrea să se opereze de... picior. De acord coxartroză, sau cum se numește, da. Îi recomand să nu facă operație. La vârsta asta n-ai voie să mai faci operație, chiar dacă doctorii, ca să pună mâna pe bani, asta îți fac capul calendar. Iar dacă are nevoie, îl duc eu la ucraineancă, la Floarea Popovici, care într-o lună de zile îl face ca nou. Pentru că altfel anestezia la vârsta asta e periculoasă. Păi Lucian Gansevici, prietenul meu, s-a dus și-a făcut o operație la iernie. Da? Și nu s-a mai trezit din anestezie. Sigur că da. S-a dus? Nu s-a trezit din anestezie? Da, bineînțeles. Și patriarhul nu tot așa? Mă, când treci de 80 de ani, nu te mai duci la operație. Suferi până mori, dar nu te duci la operație. A, și asta îi spui lui Lucescu? Da, îi spun lui Mircea. Public? Public să nu se ducă la operație. Da, a riscă enormă. Păi de capul meu. Mă, Lucescu este de felicitat pentru ce a făcut. Eu îl felicit pentru un singur lucru. Dar bun, scuză-mă, hai să o închidem pe asta. Și ce-i faci? Cum îl rezolvi pe Lucescu? Îl duc eu la Floarea și îl repar. Poate să-i usol. Fai de mine. Păi ce, repară din mâini coxartroză? Nu, din nu mai face injecții, face... Păi stai, băi, Floarea este super... nu e de-asta... Și poate să-l rezolve? Fai de că... Ce-l face ca nouă? Face ca nouă, mă. Păi eu am fost... Paradită. Nu știi că nu puteam să stau pe scaun la tine aici. Da. Dar hai să trecem de asta. Lucescu e de felicitat din două, trei lucruri. Să spun așa. Unu.
El și Nelly au dat o educație lui Răzvan absolut extraordinară. Iar eu felicit părinții și știu că au valoare cei care au copii educați. Asta una. La echipa națională s-ar putea să n-aibă, să nu califice echipa. Da. Dar știu sigur că va face un lucru bun pentru generațiile viitoare. Adică în Stoichiță mai avea nevoie de unul tehnic în Federația Română de Fotbal cu putere. Ca așa specialiști ar mai fi. Dar n-au putere. Ai înțeles? Uh-huh. Lucescu, puterea cuvântului. Uh-huh. Ai înțeles? Uh-huh. Adică dacă Lucescu spune ceva stricat, toată lumea dea de bun. Ai înțeles? Da. Și atunci, dacă spune ceva de bine, îl împărtășesc ei la toți. Uh-huh. Am înțeles. Fii atent aici. Afară de asta, toate cancanurile din jurul echipei naționale se diminuează datorită venirii Lucescu și a faptului și a personalității lui. Și a... Bineînțeles. Adică e penibil să știi cum e când îl ai pe Lucescu, nici ziariștii o să fie mai cu frâna de mână. Toată lumea, asta am spus. Mass media o lasă, și la insucces o lasă mai moale. Uh-huh. Atâta, trebuia să nu spună chestia aia că am făcut totul ca să nu vin la echipa națională. Uh-huh. Nu, asta, vezi? E o greșeală asta, vezi cât e el de deștept? Da. Și toți greșim, bă. Da. Bă, facem greșeli, toți, bă, nu există să nu, să nu greșim. Dar venirea lui la echipa națională e benefică, ca să ne înțelegem și să oprim și treaba asta. Treci la alt capitol. Că n-am terminat cu Lucescu. Lucescu. Crezi că a făcut bine că a venit? Mulți spun că există riscul să-și compromită pe final cariera și că ultima impresie contează. Îl doare la bască. A venit să ajute, n-a venit să se pricopsească. Dacă n-avea ce-i trebuie pentru un trai bun, da, puteai să-ți dă, a venit că e muritor de foame. Asta are avere ca să trăiască toată familia lui 10 vieți. 3.000 de ani, ce să mai... N-am înțeles. Deci e, a făcut bine că a venit, nu? Bineînțeles. Asta e o vrăjeală, că te compromiți, că nu știu ce... Hai, mă, lăsați-mă în pace cu compromiterea. Uh-huh. O singură chestie este să-l ajute în continuare Biblica. Că știi că după... Adică? Domne, din punct de vedere psihic, mai cazi, înțelegi, după... Uh-huh. El are 80 de ani totuși. Da. Ai înțeles? Mai cazi, Horia. Uh-huh. Ai înțeles? Și nu știu cum reacționează la insuccese, când, dacă nu poți să oprești gura lumii. Cât e el de... Dar e un tip puternic. Dar gura lumii nu poate opri nimeni. Nu, nimeni. A, și tu ție să nu aibă niște reacții. Da, niște... Băi, oricât ai fi de tare. Napoleon, dacă este... Mulțimea, dacă... Da, și refulezi. Da, sigur că da. Și te duci acasă și îți mai zice și acasă nevasta, nu ți-am spus eu să nu te duci. Uh-huh. Și cum adică cu biblic? Adică ce? Adică să nu cedeze. Nu? Și să spună prostii, nu? Nu numai ca să spună prostii, să se retragă. Uh-huh. Că te saturi. Cum adică să se retragă? Nemitică, de-abia a venit. Băi, ăsta este antenor cu personalitate, mă. Adică tu crezi că dacă o să fie măscări și critici urâte, poate să zică, ia bă, stop, că n-am nevoie de voi? Da, bineînțeles. Păi de-abia a venit, neamitic. Păi și ce dacă? Cum? Dacă va fi jignit de vreun membru al federației sau de mulțime? Da? Ridică mâna? Cu personalitatea pe care îl știu eu pe Lucescu, ia duceți-vă, bă, în... Cu naționala voastră. Da. Eu am venit să și se retrage eu și... am venit să vă fac bine și voi mă bălăcăriți? Mă bălăcăriți? La